Să nu uităm un lucru, o avem pe Maica Domnului, care este legătura noastră cu Cerul, este mijlocitoarea noastră. De aceea nu trebuie să ne fie frică niciodată de nimic. La orice necaz, la orice suferință sau la orice bucurie, să strigăm la Maica Domnului, să-i mulțumim Maicii Domnului, să-i cerem ajutor Maicii Domnului, că ea are mare putere în fața lui Dumnezeu. Niciodată nu este refuzată, că e mama lui Dumnezeu și mama noastră a tuturor. Are inimă de mamă, de aceea ne ascultă întotdeauna, ne este alături, plânge alături de noi, se bucură la fel alături de noi. Dar și noi trebuie să dăm dovadă că suntem copiii ei. Să o iubim cu adevărat cu toată inima. Să nu fie creștin care să nu aibă icoana Maicii Domnului în casă, să nu aibă candela aprinsă la icoana Maicii Domnului. Și când pleci de acasă, să săruți icoana și să-i ceri ajutorul să te ocrotească. Iar la întoarcere, să nu uităm să-i mulțumim, pentru că de multe ori cerem doar când avem nevoie, dar apoi uităm să mulțumim. Să-i mulțumim întotdeauna când ajungem din nou acasă, la familiile noastre, să-i sărutăm icoana și să-i spunem Maica Domnului, îți mulțumesc că m-ai ocrotit, că m-ai adus din nou acasă, că sunt bine cei de acasă. Și în felul ăsta o avem pe Maica Domnului și mama noastră și ocrotitoarea noastră. Să ne ajute Sfântul Dumnezeu să fim mai buni, mai îndrăgitori în situații și să ne rugăm mai mult la Maica.